Infrastructura târgului din cartierul 1 Mai, aflată în plin proces de modernizare, va permite amplasarea de chioșcuri, hale, spații pentru terase în vederea practicării unui comerț civilizat. După ce în toamna trecută s-a turnat primul strat de asfalt, de îndată ce vremea va permite, se va turna și cel de-al doilea strat. Spațiile comerciale vor fi amenajate de către cei care vor închiria terenurile, accesul la rețelele de utilități fiind asigurate de către autorități. Aceștia vor trebui să respecte modelul agreat de autoritățile locale. Prețul pentru un metru pătrat închiriat este de 18 lei pe lună. Dintre cele 18 chioșcuri de legume și fructe au fost ocupate 13. Pentru cele patru terase și-au arătat interesul 3 clienți. Aici se vor vinde obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte second hand. Costul unei hale este estimat la 400.000 de lei. Aceste sume au fost deja cuprinse în bugetul pentru anul 2018.